nicio autorizație de construcție. Au verificat-o și au aplicat sancțiuni. Nu acolo la Solonariu. Următoarea, că acolo sunt 3A, B și C la numărul 6. Acolo sunt niște construcții care au vechime considerabile. Nu, următoarea nu are vechime. Unii fac eu reclamație. La numărul 8 am verificat. Nu acolo. Eu stau în următoarea casă și mai este una. Cum se numește? Doar. Bine, o să mai verificăm. De la serviciu, mi-ai dat primit niște răspunsuri. La numărul 8. La numărul 8. La ce număr trebuie să verificăm? La 6 ce? Eu sunt la 10. Și la 6 A, a fost un incendiu și o ars casa. Am făcut tot așa sesizare, când stă construcția, stăteau lemnele alea, lemnele de jos, de la Poderiș. Și a venit doamna polițistă, i-a informat un minic, eu fără să vreau am văzut. Și luni a venit și eu a pus un afiș, dar că e pasibilă de amendă. Și nu s-a mai făcut nimic. Toate lemnele alea, tot molozul stă pe gardul meu, eu am autorizație pe gardul. Ei nu interesează, nu are treabă nimeni. Nu știu, ar vrea să vină cineva să vadă în ce condiții locuiesc eu. Am trimis poliția locală la 6 C, da? Aștept venit să vădă. Da. Nu, e frumos, dar asta e. Este strada Octav Băncilă. Da. S-a refăcut strada. Acum 6 ani în urmă. S-a renovat, s-a refăcut strada, s-a făcut pavajul nou, tot. S-a schimbat pavajul. Da, da. Luați tot acolo, tot frumos, dar să vă dați mult. Uite, detalii. S-a refăcut strada. Strada înainte avea curțile câte o intrare și două. Iarăși am făcut poze, am adus pozele cu strada dinainte, veche, și strada renoită. Cu strada renoită este un domn de acolo, la o casă, are patru intrări, se vede, unde folosește una singură. Noi când punem mașinile acolo, ne cheamă poliția locală, care nu folosește intrările toate trei. Cheamă poliția locală. Eu n-am pus niciodată mașina, dar face la tinerii care vin pe Unire sau familii care vin la magazin, n-au unde să-și pună mașina. Și dumnealui face scandal să nu pună mașina la intrările lui, că s-o ocupate. O intrare, când s-a făcut strada, a scos parul, a rupt gardul și a lăsat așa, și acum este tot la fel. Și a pus de închiriat. El face scandal cu noi, ca să ne vedem la el, să-și închiriază curtea lui. Are trei, patru intrări acolo, sunt. Le-am pus, pot să vă le prezint. Și face scandal ca să putem să închiriem. El a vrut să-mi închiriez 1.700 milioane pe an. Curtea? Da, un parcare, în curtea. Ok. Și cine vine la pe Unire la magazin, când trebuie poate să fie și un domn de aici, care vine pe Unire să n-ajunge să dea mașina o oră, jumătate de oră, și o pune în dreptul lui, care poate nu le folosește. Că dacă le folosește, sunt împuiate. El cheamă poliția locală sau îi găsunt în roțile. Iarăși, este peste drum, ca să domnul am discutat ieri, este copacul, la altă proprietate, este copacul, o să vedeți poziția dumneavoastră acolo, care a pus intrare. Are avea o intrare. Strada veche o avem și strada nouă. Aia este că solicită să mergem la el, în chirie. Și cetățenii din bloc la mine sunt trei care am semnat. Se tem de el. Și noi am trecut din gură până acum. Dar vă spun, m-am săturat. Strada nu este a lui. Vă uitați la strada. Intrarea aici e în dreptul porții, chiar dacă ești un copac. Poftim? Intrarea aici e în dreptul porții. Da. Dar intrarea a făcut-o nouă. Și a uitat pe intrarea vechi, că avem și la vechi. Acolo, da, da, uitați prima filmă. Intrarea nouă făcută în perioada când s-a construit.
acolo, ale poartă. Domnul primar, dar este copacul, da. Are o intrare veche, pe poza veche se vede că nu este intrare. Bine, o să vedem. Chioscul alimentar și cu fructe și legume, așa, în apropiere de Biserica Sfântului Ilie, 5 minori sau poate chiar 6 minori de Nero au aruncat cu roșii, motivul încă nu știu, așa. Se pare că ar fi fost o joacă, dar eu consider o hărțuire a vieții persoane. Indiferent că sunt bolnav, indiferent sunt în vârstă, nu contează. Așa. Nu i-am băgat în seamă, însă au reacționat și la adresa mea, adică au aruncat și spunea. Fără să le zic nimic, fără să le fac nimic. Deși eu, în fața tuturor, nu am adus acte medicale pentru a specifica că suntem fond panical și alte funcții medicale. Detalii ar putea să vi le dau dumneavoastră în birou, dacă vă scoate. Și m-a deranjat faptul că eu sunt pe stadiul meu voastră și nu am voie să intru în conflict. Așa, și am vorbit ce am făcut, nu mai știu exact, numai că nu am fost de acord cu asupra mea, cum vă rog. Ei, poate fi eu să vă fi, nu. Dar asta nu înseamnă că nu am nimic cu etnia, nici cu alte persoane. Ceea ce mă deranjează pe mine este că nu a fost în acel moment patrulă de poliță, de vocală sau știu cine se ocupă pe străzi. În weekend, pentru că, din câte știam eu, poliția era în alte locuri. Bun. Am sunat la 112, cei de la 112, că sunt la poliție. Ei, minorii, spuneau că eu vina mea, nu am luat. Păi nu așa v-am punat. Și nu am voie să mă enervez, că așa mi se părea să ne-am sunat. A venit poliția, ei au fugit, am reușit puțin să fac o filmare sau o fotografie ceva. M-am luat, am dat de declarație la Comunica Municipală, după care m-am întors pe Unite, că mai stau acolo. Între timp, tot ei, care m-au luat cu roșii, da, se luau de niște fete de români, minore și ale. Alea tipau toți care erau prezenți pe bandă, nu mă rog, reacționat deloc. Așa. Ei, și dacă observat că încep să-i filmez, ca să pot să-i identific și eu mai bine, au fugit. Ei, dar poliția, după ce am arătat foto și video, pe din ce persoanele care au fost implicate n-au filmare sau filmai din fara, am încercat să îi filmez, să fie nimicat. După ce au fugit și de acolo pe mine, acei filmări, au venit partea asta aici, am apoi la chioșc. Dar veniți pe casă în jur de oră altă, tot acei minori, da? Se luase de un alt bărbat, cu șapte.